Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost din nou pe șantierul noului pasaj Solventul. Sunt imagini în premieră de la fața locului. Edilul spune că lucrările aici avansează zi de zi, fiind cel mai mare șantier din România care folosește o tehnologie inovativă. Cel mai mare șantier din Timișoara pe care nu l-ați văzut niciodată, pentru că aici suntem la pasajul Solventul, și un pic închis, dar de fapt e gigantic ce facem acolo, vedeți, trece un tren. Noi acum construim un mare cheson, un fel de cutie de beton pe care o să-l împingem sub linii de tren. Este cel mai mare proiect cu această nouă tehnologie în România și asta înseamnă că tocmai că nu trebuie să dezafectăm linii de tren în timpul lucrărilor, ci trenurile funcționează în mod normal. Acum încă construim, am turnat peste 1800 de metri cubi de beton și în noiembrie o să fie gata și o să începem să împingem, o să fie probabil cam jumătate de metru pe zi, astfel încât în primăvară viitoare o să avem aici deja pasajul principalul element al pasajului gata. Deci pasajul Solventul, un uriaș proiect care leagă Ronaț de Dâmbovița și tragem tare să finalizăm și proiectul tehnic pentru podul peste Bega care o să fie în continuare acestui pasaj și atunci chiar am finalizat, am completat inelul 4 și toată zona Ronaț de fapt va fi conectată de restul Timișoarei. Cred că este cel mai important proiect de infrastructură rutieră pe care îl avem după Revoluție și aici se vede cum lucrăm. Nu obosim! Mersi de susținere! Marea majoritate a internauților au aplaudat proiectul și spun ei, abia așteaptă să fie finalizat.